Senatorul USR, Raul Trifan, își exprimă îngrijorarea față de practicile antidemocratice ale PSD-PNL. În contextul în care coaliția de guvernare a respins reprezentanții Dreptei Unite din birourile electorale și secțiile de votare și, mai nou, a blocat intrarea alianței în alegerile europarlamentare. Noul partid Comasat Român a eliminat reprezentanții Dreptei Unite din birourile electorale și secțiile de votare. Ieri, același partid a blocat până și înscrierea Alianței Dreapta Unită în alegeri. Toate abuzurile și atacurile PSD-PNL sunt îndreptate împotriva USR-ului și Dreptei Unite, a declarat senatorul Raul Trifan. Partidul unic, PSD-PNL, pare că își dorește alegeri de formă, din care să câștige tot ei la final, indiferent dacă românii îi susțin cu adevărat sau nu, a mai spus senatorul Raul Trifan. Senatorul USR reafirmă necesitatea unei opoziții unite împotriva practicilor antidemocratice și oricăror tentative de subminarea democrației și a statului de drept.